Revenim în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este directorul Muzeului Județean, Daniel Costache. Vorbim despre evenimentele culturale pregătite de Muzeul Județean la nivelul municipiului și județului Buzău în anul 2018. Am vorbit despre evenimentele ce se pregătesc pentru ianuarie, februarie, chiar și martie. Dacă ar fi să ne referim la luna aprilie, este perioada sărbătorilor pascale, dacă nu mă înșel, anul acesta Paștele pică în luna aprilie, sper să nu mă înșel. În luna mai însă este la nivelul municipiului Buzău anunțat chiar și de către primărie un eveniment în cadrul centenarului. Este un eveniment extrem de important la care înțeleg că va participa Patriarhul României, președintele Klaus Iohannis și, mă rog, ei sunt invitați, vom vedea cine va răspunde invitației. La nivelul Muzeului Județean, la ce să ne așteptăm? Aprilie, mai? Da. Chiar dăm din casă. Chiar dăm, da, din casă. Pentru luna aprilie avem în vedere, și acum am zis, sunt unele activități care vor continua pentru că sunt deja de tradiție. Observați, multe se află la ediția a treia. Vom încerca, pe de o parte vom continua tradițiile unora dintre aceste activități și pe de altă parte vom propune buzoienilor și nu numai activități și programe noi de anvergură, pentru că sunt de părere că Muzeul Județean Buzău este o instituție care este normal după un parcurs de 3 ani în care a venit în întâmpinarea nevoilor consumatorului de act cultural din județ și nu numai, să treacă pe o treaptă superioară. Și pentru luna aprilie deja am discutat, am vorbit cu colegi din țară și mulți dintre ei au răspuns pozitiv din prima. Am vrea ca Muzeul Județean Buzău să fie prima instituție muzeală care organizează un Museum Fest, un festival al muzeelor, pentru că în România nu mai există așa ceva, dar pe linia noastră internă se discuta și nu știu de ce nu a avut nimeni să se agațe de să organizeze un astfel de eveniment. Ce presupune asta? Presupune o prezență a mai multor muzee pe teritoriul județului nostru pentru câteva zile. Muzee județene, muzee naționale, muzee municipale, care vor veni și vor prezenta publicului buzoian oferta culturală, oferta educativă și științifică a lor. Va presupune un maraton expozițional, dacă vreți să-i spunem așa, unde fiecare muzeu invitat va prezenta fie o expoziție panotată, practic va vernisa, fie o expoziție panotată, fie va veni cu un obiect sau două considerate reprezentative pentru muzeul respectiv și le va prezenta publicului nostru, pe de-o parte, iar pe de altă parte, ca activitate internă, va fi practic un târg de expoziții temporare, unde noi, între noi, cei din muzee, alături de publicul buzoian, pentru că aici va avea loc evenimentul, vom putea să alegem expoziții itinerante, expoziții care vor circula între muzeele din țară și să le aducem, să le prezentăm pe larg publicului nostru. Și apropo de ce spuneați mai devreme, că buzoianul este un om care se plimbă, care circulă, care pleacă în concediu. Când îți vin la tine acasă 15-20 de muzee care îți aduc și îți arată ce poți tu, public al Muzeului Județean Buzău, să vezi în alte județe. Pe de o parte, când ajungi acolo, în județul respectiv, că ești în tranzit sau că ți este punct terminus al călătoriei, te duci, că ți aduci aminte că ai văzut povestea asta la Târgul Muzeelor de la Buzău și treci pe la muzeul respectiv pentru că ți-a stârnit interesul, pe de o parte. Pe de altă parte, vei ridica ștacheta și vei impune prin comportamentul tău să ridici ștacheta Muzeului Județean Buzău să-ți ajungă la nivelul pe care tu îl consideri oportun pentru tine.
și pe care îl și aștepți, exact ce vorbeam mai devreme. Da, așteptăm cu interes acest moment. Un festival al muzeelor ne-ar așeza într-adevăr undeva pe harta de interes în acest sens. Ar fi ceva la nivel național, e premieră, da? Da. Bun, ar fi extraordinar. Vom vedea cum se va desfășura, dar și cum vom ști noi să răspundem unui astfel de eveniment. Să știți că de multe ori provocarea pentru programele organizate de Muzeul Județean Buzău a fost dublă, sau a fost o provocare mare în dublu sens. Odată, multe din evenimentele organizate au reprezentat premiere, în primul rând, pentru noi, din punct de vedere al organizării. După aceea, din punct de vedere al comportamentului instituției de a ști să gestioneze, pentru că vă spun sincer, numai fluxul de vizitatori din noaptea muzeelor, să spunem, da, să dăm un exemplu, și pentru noi a fost o provocare, pentru că la un moment dat, oricât de bine te-ai organiza, oricât de bine ai pune totul la punct, oricât de bine ar ști fiecare ce are de făcut, cum și în ce fel să reacționeze în anumite momente, tot ei rămâi surprins și rămâi uimit tu când vezi că mulți oameni îți calcă pragul și au așteptări de la tine, nu știi întotdeauna cum să reacționezi și cum să răspunzi nevoii consumatorului de a cultural. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba. Iar pe de o parte. Iar pe de altă parte a fost o provocare și pentru public. Pentru publicul în sine. Pentru că, vă aduceți aminte, în 2016, când am avut acel concept de noaptea muzeilor, nu, 2015, când am avut acel concept la noaptea muzeilor, 9 obiecte, 9 povești. Corect. Când, dintr-un muzeu gol, practic, am încercat să prezentăm, și zic eu că am reușit să prezentăm publicului, aici va fi sala de epoca bronzului. Acesta este obiectul reprezentativ și în spatele obiectului am creat povestea cu ce va fi, cum va fi. Trebuie să recunoaștem că au fost și critici. A fost un concept nou. Nu nou pentru lumea muzeografică, pentru lumea muzeelor, ci a fost un concept nou pentru noi și pentru buzoieni. Oricum și curajul de a invita buzoieni într-un muzeu gol a fost... A sunat a nebunie, da, atunci. Da. Încercați să puneți acele imagini de acum 3 ani, să zicem una dintre sălile care acum este deschisă, cu obiectul reprezentativ, povestea din spatele obiectului și astăzi, după 3 ani de zile, cum este acea sală și cât am reușit să ne ținem de promisiune, pentru că au fost promisiuni pe termen lung, pe care tot timpul am încercat și spun eu că am reușit să le ducem la îndeplinire. Anul trecut, de Noaptea Muzeilor, de Ziua Națională a Culturii, au fost vernisate 2 dintre sălile de arheologie, cea dedicată epocii neo-eneolitice în zona subcarpaților de culbură și cea dedicată epocii bronzului în zona subcarpaților de culbură. Deci de la acel obiect, dacă nu mă înșel, a fost un vas porumbel pe care l-am expus în sala de epoca bronzului. Pe lângă el a fost croșetat mormântul, care știm bine și se bucură și astăzi de atenția vizitatorilor, pentru că este unul dintre primele lucruri pe care atrage în acea sală. Și dacă am pune ce s-a întâmplat acum 2 ani și cu ce se întâmplă acum, vedem că pe termen lung a fost un los câștigător. Așa este, și pentru că vorbim despre expoziții, vreau să-mi spuneți dacă mai sunt săli goale în acest moment la Muzeul Județean și dacă vor mai fi vernisate expoziții și pe, eu știu, în următorul an, să ne așteptăm? Da, cu siguranță, pentru că sunt în lucru unele dintre ele pe ultima sută intrate în linie dreaptă. Una dintre expoziții, de fapt ultima expoziție din cadrul colecției de arheologie, va fi vernisată în luna martie. Este vorba despre expoziția dedicată epocii fierului și practic cu ea tot sectorul de arheologie din cadrul Muzeului Județean Buzău este închis în sensul de închis în lucru și deschis publicului larg.
Da, pentru că la un moment dat chiar eram întrebată de oameni, tot așa, în discuții despre Muzeul Județean, dacă mai sunt săli care urmează a fi deschise publicului larg. Ajungem ușor-ușor la luna iunie, nu putem să nu întrebăm dacă Ziua Copilului va fi în continuare marcată așa cum deja ne-am obișnuit la Buzău. Garda Apulum a fost prezentă, e corect? Acum 2 ani, da. A fost acel moment când pentru prima dată în Buzău am mers pe ideea, după 2000 de ani, romanii se reîntorc pe malul Musaiosului. Anul trecut, Garda Apulum a avut momente în cadrul sărbătorii Buzău Fest organizată de către Consiliul Județean Buzău. Și practic a fost o chestie redimensionată, coordonată în totalitate de Consiliul Județean Buzău. Muzeul Județean Buzău anul acesta într-adevăr a pregătit copiilor, a pregătit celor mici o serie de surprize, multe, între care doar o să menționez titlul uneia și o să ne bucurăm cu toții de ele și mari și mici. Este vorba de un program care se cheamă Jocurile copilăriei părinților noștri. Pentru că, știi, mă întrebai în pauză de Maria dacă mai are, mă mai întreabă tati vii repede. Nu este o idee originală, este preluată de la băieții de la Alba, dar noi în timpul liber, cel puțin când este frumos afară, ne jucăm fubu. Știi povestea cu cornete? Da, bineînțeles. Ochelari. Toți am. Noi. Da, toți. Da. Copiii... Praștia, țeava de cornete. Hai să zicem că o să preferăm jocurile mai puțin periculoase și o să-i învățăm pe copiii noștri jocurile pe care noi le știm de la părinții noștri. Mai știi să sare elasticul? Da, sigur. Copiii noștri nu mai știu. Da, din păcate. Mi-aș mai dori, apropo, ca idee, eu știu, măcar pe viitor, le tot spunem copiilor noștri, pe vremea mea erau 10 minute de desene animate și atunci o vedeam pe Mihaela. Mi-aș dori să o reinventăm pe Mihaela, să le arătăm copiilor noștri, pentru că tot a avut Muzeul Județean la un moment dat ideea aceea exponatelor din epoca comunistă, da. Să reinventăm inclusiv lucrurile acestea și să facem cumva să le arătăm copiilor un episod din Mihaela, un joc de genul acesta, un dulce de pe vremea noastră, eu știu, chip. Ar fi omologat astăzi, ar putea fi consumat, nu știu. Da, e într-adevăr și asta o problemă. Da. Ne aducem aminte cu toții de perioada aceea foarte frumoasă și greu de explicat copiilor noștri în condițiile în care nu le putem arăta. Am putea să facem lucrul ăsta și să... Iar ăsta este unul dintre motivele pentru care am preferat ideea de jocurile copilăriei părinților noștri, unde va trebui să găsim voluntari, va trebui să găsim regulile jocurilor, pentru că, sincer să fiu, niciunul mai știu chiar pe toate. Toate acele reguli. Spre exemplu, erau multe la elasticul, erau foarte multe mișcări. Într-adevăr. Cu siguranță le găsim pe undeva. Și sunt convins că așa cum s-a umplut curtea muzeului la concursul de desene pe asfalt, acum 2 ani, da? La Ziua Copilului la Muzeul Județean Buzău, prima ediție, O să umple curtea muzeului și o să ne jucăm împreună și o să redescoperim deopotrivă copiii și adulți cam ce însemna copilăria noastră și a părinților noștri. Pentru că sunt lucruri pe cale a fi pierdute. Și eu cred că e păcat. Am căutat să mă documentez și să găsesc lucrări scrise despre... E greu. Nu zic că nu găsești, dar este greu. Și tare mi este că în 10-15 ani nici nu o să mai știm de jocurile noastre până la urmă. Că
și noi le-am mai prins. Este o idee grozavă. Sunt convinsă că va prinde foarte bine la cei mici. Sper să și le și însușească și să se poată juca ulterior toate jocurile acestea, pentru că sunt jocurile cu care noi am crescut și ne-au ajutat să fim ceea ce suntem astăzi. Mergând dincolo de luna iunie, lunile de vară, e ceva mai greu să prinzi buzoienii pe acasă, să fie și dispuși așa să vină la muzeu, toată lumea plecată în concedii. E prins pe cei care vin în concediu în Buzău. Bun, da, foarte bună remarca. Asta este un lucru care l-am încercat și zic eu că l-am prins anul trecut când am reluat tradiția organizării zilelor porților deschise pe șantierele arheologice. Și am făcut acest lucru în august 2017 pentru șantierul de la Pietroasa Mică Gruiudării și au fost pentru o zi a fost acel program gândit. Au venit grupuri de la diferite unități de cazare de pe teritoriul județului, pentru că a fost promovare online. Oamenii au aflat și au venit. Și acolo au văzut un șantier arheologic, au văzut echipele de cercetători la lucru, acolo au văzut o expoziție panotată arheologia în imagini și cei mici s-au bucurat gratuit de un atelier de face painting cu tatuaje preistorice. Da, anul acesta se ne așteptăm din nou. O să continuăm tradiția și o să din nou va fi doar o zi? Sper să fie doar o zi pe fiecare dintre șantierele pe care colectivul de arheologi al Muzeului Județean Buzău își va desfășura activitatea de cercetare. Ce înseamnă fiecare? Ar însemna o zi la, cel puțin o zi la Pietroasele, pentru că acolo sunt mai multe zone de interes arheologic, ar însemna o zi la Cârlomănești și pentru Temerari o zi la Târcov, undeva sus în vârful muntelui. Am mai făcut acest lucru în 2014, dacă nu mă înșel, însă atunci am beneficiat de suportul unor parteneri din mediul privat care ne-au pus la dispoziție combustibil și mașini, o serie de mașini off-road care au făcut, mă rog, trebuie să recunosc că în esență au fost mai apreciate decât activitatea noastră, dar una peste alta lucrurile au ieșit extraordinare, pentru că au fost copii care, și adulți, nu numai copii, care s-au bucurat și au văzut ce înseamnă șantier arheologic și ce înseamnă condițiile unui șantier arheologic. Am aflat în acest fel și ce șantiere vor fi deschise în această vară. Vreau să aflu ce șantiere se dorește a fi deschise, asta în cazul în care, eu știu, bugetul va permite și așa mai departe. Toată discuția trebuie să plece de la bugetul care va fi alocat anul acesta Muzeului Județean Buzău. Noi ne dorim, ar fi al doilea an în care nu mai întrerupem cercetările arheologice, să, pe de o parte, să reluăm săpăturile, să continuăm săpăturile în șantierele arheologice de tradiție. Este vorba de complexul arheologic de la Pietroasele, săpăturile de la Cârlomănești, din cele două puncte, Cetățuia și Arman, săpăturile de la Târcov, Piatra cu Lilieci, și de asemenea să inițiem sondaje și cercetări noi în zone care până acum nu au intrat în sfera de interes a arheologilor buzoieni. Și ne-am dorit după mulți ani să vedem în ce măsură este posibil acest lucru, reluarea cercetărilor de la Coțatcu, de la Podgoria. Tot vorbim de activitate de cercetare și n-aș vrea să trecem peste fără să menționăm faptul că s-a văzut că avem un colectiv, noi știam, dar s-a văzut că și avem o recunoaștere că avem un colectiv valoros de cercetători științifici în cadrul Muzeului Județean Buzău, Muzeul Județean Buzău fiind atestată ca instituție de cercetare, instituție de cercetare și de cultură. Premiul obținut de lucrarea publicată în acest an în cadrul colecției Musaios de către un colectiv de specialiști, dintre care și colegul nostru Daniel Garvan, premiul Ioan Spiru pentru cercetare arheologică, pentru un volum care valorifică săpături mai vechi, dar și săpături noi, de la Smeni.
Da. Ce să spun, avem, într-adevăr, avem cu ce să ne mândrim, sunt oameni de calitate, oameni care muncesc, oameni care se dedică acestor lucruri de care chiar nu te poți ocupa dacă nu ești pasionat. Și pentru că vorbim tot despre proiecte și este ultimul despre care vorbim, pentru că trebuie să mai lăsăm teme de discutat și pentru alte emisiuni, la un moment dat în discuțiile noastre, dacă nu mă înșel, chiar în cadrul emisiunii, se promova ideea unei caravane culturale, caravană ce ar putea sau nu să fie înființată de Muzeul Județean. Din nou ne întoarcem la buget, o caravană care să umble prin satele județului și să prezinte celor ce poate au mai puține șanse să coboare, să vină la muzeu, să ducă muzeul către acești copii. Mai putem să ne gândim la un astfel de proiect? Da, este un proiect la care eu țin foarte mult, este un proiect pe care nu l-am abandonat, este un proiect pe care l-am propus și în proiectul de management. Totul ține într-adevăr, în primul rând, de buget, pentru că nu este atât de ușor, nu? În contextul zilelor noastre să poți achiziționa, să poți transforma, mobila, utila o caravană culturală care își întreține, evident, care să se plimbe prin județ, însă cu ajutorul autorităților, pentru că așa cum bine știți, și acum nu e o chestie care poate fi interpretată, dar Consiliul Județean Buzău tot timpul a fost alături de noi și știți bine lucrul acesta și buzoienii au văzut povestea asta, pentru că nu s-ar fi putut întâmpla mai nimic. Ok, ai idei, dar dacă nu poți să le și pui în practică, rămân la stadiu de idei puse într-un buzunar. Ne-au sprijinit și tot timpul au fost deschiși la ideile muzeului și sunt convins că ușor, ușor, împreună vom putea găsi această soluție pentru a implementa proiectul Caravana Culturală. Repet, este un proiect la care țin foarte mult. Când l-am prezentat Consiliului Județean Buzău acum 2 ani, da, dar, repet, totul ține de posibilitățile și de resursele bugetare. Da, să sperăm că lucrurile se vor îndrepta și către linia aceasta. Într-adevăr, am constatat și noi că doar urmarea acestei bune colaborări s-au putut întâmpla toate aceste evenimente care, până la urmă, vrem sau nu, ne place sau nu, presupun bani, investiții, iar lucrurile acestea nu se pot face dacă nu există disponibilitate în acest sens. Iată că există și noi putem să ne bucurăm de toate lucrurile astea frumoase. Punem punct aici emisiunii noastre. Așa cum spuneam, trebuie să ne mai rămână subiecte de discutat și pentru alte emisiuni. Mulțumesc tare mult pentru prezență și multă putere de muncă pentru tot ceea ce v-ați propus în anul 2018. Mulțumim pentru invitație, mulțumim pentru susținere și vă așteptăm să fim împreună. Și pentru că este o... Niciodată nu consider că unii organizează ceva pentru ceilalți, ci este un moment de bucurie împreună. Și pentru că tot ați atins puțin ideea de centenar, aș vrea să vă spun că în principiu tot ce se va organiza în acest an de către Muzeul Județean Buzău va fi sub egida centenarului, anului centenar. Vor fi multe surprize pe care le pregătim buzoienilor. Unele care vor fi concentrate în luna decembrie, pentru că în jurul zilei naționale, dar și pe parcursul anului. Și vă așteptăm să fiți alături de muzeu și, repet, să ne bucurăm împreună de tot ceea ce se poate, pentru că este datoria noastră și este în beneficiu tuturor. Iar noi, ca de fiecare dată, prin colegii noștri, indiferent despre cine este vorba, suntem prezenți acolo și bineînțeles că retransmitem și buzoienilor ceea ce noi am surprins cu ajutorul camerelor de luat vederi. Mulțumesc încă o dată, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, ne revedem mâine seară, o seară minunată, vă doresc, la revedere!